Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc. Ascultați În Esență, un podcast unde în fiecare zi de joi, împreună cu invitații, pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Un nou maraton electoral a început în Republica Moldova, în condițiile în care la 5 noiembrie vor fi organizate alegeri locale generale, iar anul viitor prezidențiale. Acestea vor fi urmate în 2025 de un scrutin parlamentar. Scena politică moldoveană trece printr-o serie de transformări în ultima perioadă. Au loc regrupări ale anumitor forțe politice, se fac rebranding-uri, un fel de schimbare la față și fuzionări. Unele partide au fost radiate din registrele de stat, altele noi fiind înregistrate, iar câțiva foști actori politici au anunțat revenirea la rampă. Ce prevestesc aceste procese și ce ar putea genera ele în viitoarele scrutine? Care ar fi miza lor? Încercăm să analizăm azi cu invitatul podcastului, comentatorul politic Ioan Tăbârță. Domnule Ioan Tăbârță, bine ați venit la Europa Liberă! Bine v-am găsit! Ce ați remarcat drept deosebit, o tendință, două, în procesele politice pe care le-ați monitorizat din, să zicem, ultimul an? Probabil principala tendință este anul 2025 și anume eforturile actorilor politici din Republica Moldova este îndreptat spre acest an, spre alegerile parlamentare din Republica Moldova, alegeri care sunt foarte importante din punct de vedere geopolitic. În general, la noi, în Republica Moldova, ieșcherul politic, principalul criteriu de divizare sau clivaj, cum este în teorie politică, este cel geopolitic. Ori, în actualul context geopolitic, miza rezultatului acestor alegeri este foarte mare dacă să ne uităm la viitorul vectorului de dezvoltare a statului nostru, și anume, vom avea o continuitate a parcursului european al Republicii Moldova sau vom avea iarăși din nou o reîntoarcere în vectorul dezvoltare spre alte zone de influență, nu cea a proiectului european. Și practic noi acum intrăm într-o serie de exerciții electorale care au drept scop poziționarea actorilor politici anume pentru anul 2025, anume pentru alegerile parlamentare. Poziționarea actorilor politici în ultima perioadă, în acest an, este anume în perspectiva următoarelor scrutinii electorale. Alegeri locale acum mai degrabă sunt un test, sunt ceva experimental în a se poziționa pentru următoarele scrutinii. Asta și explică aceste regrupări și reformatări pe segmentele politice. Da, în anul 2021 sau de fapt în anii 2020-2021, partida pro-rusă sau partida geopolitică din Republica Moldova și cea oligarhică a primit două lovituri destul de usturătoare. De fapt, noi vorbim despre 2019, căderea lui Plahotniuc, însă regimul oligarhic nu a căzut în 2019, a căzut în 2021. Pentru că forțele geopolitice, oligarhice sau așa numitul binom din perioada regimului oligarhic Dodon-Plahotniuc, forțele care reprezentau acești doi politicieni sau în fruntea cărora se aflau acești doi politicieni, au rămas dominante. Noi am scăpat de componenta oligarhico-geopolitică care se afla la cârma Republicii Moldova sau care avea putere în Republica Moldova în 2021, dar ele au rămas prezente în Parlament. Și aceste forțe în 2020-2021 au suferit o înfrângere ustărătoare, însă ele nu au plecat definitiv, ele nu au cedat. Ele s-au folosit, apropo, și de neexperiența actualului partid de guvernământ. Vedem că aceste forțe, acești politicieni s-au regrupat, s-au activat
și încearcă să se poziționeze în perspectiva următoarelor exerciții electorale. Să încercăm, domnule Tăbârță, să le analizăm aceste regrupări și transformări despre care ați vorbit, să le analizăm pentru ca eventual să le înțelegem rostul. Să începem cu segmentul pro-european. Dacă până mai recent exista un fel de certitudine sau stereotip că partidul de guvernare PAS deține monopolul, cum s-ar spune, pe acest segment, iată, observăm că au apărut noi formațiuni declarate pro-europene și amintesc aici doar de Coaliția pentru Bunăstare și Unitate, condus de fostul ambasador în Statele Unite Igor Munteanu, și de Mișcarea Alternativă Națională a primarului actual al capitalei Ion Ceban. Să precizăm că ambele sunt destul de critice la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate. Au mai apărut și alte partide pe acest segment. Ce efect, domnule Tăbârță, ar putea genera creșterea numerică a actorilor care se autoidentifică pro-europeni pe acest segment? Noi aici trebuie să facem o distinție, care dintre aceste formațiuni, într-adevăr, este unul pro-european, și care, pur și simplu, este un partid pro-european camuflat, ambalat pro-european. Vă referiți la? Mă refer la chiar la Mișcarea Alternativă Națională a domnului Ion Ceban. Cel puțin deocamdată nu a convins această formațiune politică, că, într-adevăr, este o partidă autentică pro-europeană și nu este un partid intenționat poziționat pe eșchierul pro-european, reieșind din anumite polit-tehnologii care își au inspirația sau își au centru de coordonare în alte părți, nu neapărat pro-europene. În Republica Moldova, pe segmentul pro-european sau pro-vestic, tot timpul am avut două partide, sau chiar trei. În momentul dat, PAS-ul, noi nu avem certitudinea că va câștiga de unul singur alegerile sau va putea să repete anul 2021, pentru că una, când vii pe val din opoziție într-un anumit context politic intern, și cu totul altceva când vii după 4 ani de guvernare, ai deja o moștenire în spate, nu neapărat cea mai pozitivă, nu neapărat pe placul cetățenilor, pentru că dacă ne uităm la PAS, din punct de vedere a comentatorului politic, eu desigur sunt mulțumit de parcursul european, de tendințele de reforme, dar dacă să te uiți din perspectiva cetățeanului simplu, sunt nemulțumit, pentru că cel mai important și ce a promis PAS-ul, nivelul de trai al cetățenilor noștri în această perioadă, cel puțin 2 ani și ceva de când se află la guvernare, nu a crescut. Ba din potrivă, putem spune că în anumite situații chiar am avut și un regres. Domnule Tăbârță, dar în ce măsură înghesuiala pe acest segment ar putea diminua rolul de locomotivă al partidului de guvernământ pe care aparent PAS și l-a asumat în ultimii 2 ani în promovarea parcursului european al Republicii Moldova? Dar PAS-ul nu a fost o locomotivă pentru restul partidelor politice pro-europene. PAS-ul, mai degrabă, sub o anumită formă sau alta, a ostracizat aceste partide politice din procesul de construcție europeană. Faptul că în preajma adunării pro-Europa s-a discutat sau au fost chemate la discuție, asta nu înseamnă că noi am avut un proces consolidat. PAS-ul, de la bun început, putea să implice sau putea să coopteze o parte din aceste partide sau reprezentanții acestor partide în actul guvernării. Ceea ce nu a făcut. Unul, pentru că PAS-ul are lipsă de cadre și s-a văzut lipsa de capacitate umană în actul guvernării, și doi, în aceste partide existau persoane care puteau să vină cu expertiza lor și pentru a aduce plus valoare în actul guvernării. Cu atât mai mult că platforma, da, cu PAS-ul a fost cândva împreună. Pur și simplu, conjunctura politică a fost că toate roadele, rezultatele opoziției acestor două partide când au fost în bloc, le-a cules PAS-ul. Deocamdată nu putem să spunem că PAS-ul a fost acea locomotivă. Da, ei au încercat. Da, noi nu putem să avem dubii asupra intenției și integrității lor. Poate cu anumite excepții, da. Cum a fost problema AIE-urilor. Acolo a fost problema în
sinceritate sau în intenții, dar nu a fost în capacitate. Aici e invers. Nu prea a existat capacitate. Și această marginalizare nu duce doar la pierderea scorului electoral al PAS-ului, dar, din păcate, poate să coste parcursul pro-european al Republicii Moldova. Ori parcursul european încă nici pe departe nu este unul reversibil pentru Republica Moldova. Problema este că noi nu avem o certitudine că după anul 2025, după alegere, aceste reforme vor continua. Totul va fi în funcție de culoarea politică a guvernării. Ba, din contră, ar putea fi anulate unele dintre ele. Și aici este o dilemă și pentru partenerii europeni. Admitem că în decembrie nouă ni se acordă statutul de țară candidat. Ce face Uniunea Europeană? Dacă în 2025 vin reprezentanții altor forțe politice, de o altă orientare geopolitică. Ce s-ar întâmpla, domnule Tăbârță, dacă printr-un concurs de împrejurări, parcă puțin credibil acum, PAS nu va mai avea un cuvânt decisiv de spus pe scena politică moldoveană? PAS-ul are încă un mare atu. Deci ei cumva au încercat să-l nege sau au încercat să se distanțeze și acest atu este președintele Maia Sandu. Șansele doamnei președinte Maia Sandu sunt destul de mari pentru a câștiga un nou mandat. Maia Sandu, care nu a spus foarte clar dacă are de gând să candideze în următoarele alegeri. Eu cred că ea va candida, totuși domnule, este o persoană și un politician rațional și înțelege importanța momentului pentru Republica Moldova și chiar dacă domnule este obosită, dar trebuie să înțelegem că fiind în politică activă, tu practic nu mai ai viață personală și tot așa. Dar dumneavoastră înțelege importanța momentului și cel mai probabil va candida. Chiar dacă, spre exemplu, partidele pro-europene nu vor mai fi la guvernare, acest aspect, putem spunem, semi-prezidențial, nu va permite Republicii Moldova să derapeze pe un parcurs anti-european și anti-antidemocratic. Chiar dacă partidele pro-europene nu se vor menține în 2025 la guvernare, faptul că un candidat pro-european, și mă refer la doamna președinte Maia Sandu, are încă șanse mari să câștige, nu va permite că noi să luăm un parcurs clar anti-european. Altceva că noi nu vom evolua. Și președinta nu va avea umbrelă politică. Nu va avea umbrelă politică și va fi foarte, foarte complicat. Vom avea iarăși un fel de dualitate a puterii, cum am avut-o și în alte situații. Stânga a suferit câteva lovituri de imagine, Partidul Socialiștilor Bunăoară suferă de hemoragie, au avut loc o serie de plecări de deputați și organizații din Raioane spre alte formațiuni, iar Partidul Șor, aparent sau cum se consideră rivalul principal al PAS, a fost radiat recent din lista formațiunilor politice din Moldova în baza unei hotărâri a Curții Constituționale. Așa cum legea naturii spune că nimic nu dispare, totul se transformă, probabil și în cazul stângii, în cazul Partidului Șor se întâmplă același lucru. Ce mișcări au loc pe stânga politică moldoveană și ce se urmărește prin ele? De fapt, stânga politică moldoveană este orientată spre revanșă, după înfrângerea din 2021, cum. Și practic noi acum avem o situație când partidele geopolitice de orientare pro-rusă în Republica Moldova, care tot timpul au fost, sub o formă mai clară sau sub o formă poate nu atât de clară sau cu o influență mai mare sau mică de la Moscou, aceste partide de tip geopolitic, sub o formă sau alta, și-au dat mâna cu partidele oligarhice din Republica Moldova. Și aici, desigur, principalul reprezentant este partidul Șor. De fapt, cooperarea dintre partida pro-rusă și cea oligarhică a fost în Republica Moldova. Însă, aici trebuie de făcut remarca că partida geopolitică nu era controlată de către Moscova. Ne place sau nu să recunoaștem, însă Plahotniuc nu era controlat de Moscova. Acum aveam Șor în fruntea partidii oligarhice, care este controlat de Moscova sau este în coordonare cu Moscova. Și toate aceste partide pro-ruse sau de orientare stânga
sub o formă mai mare sau mai mică, li se coordonează acțiunile de la Moscova. Partidul Șor nu există din punct de vedere formal, dar el există informal. Faptul că tu l-ai radiat din lege, faptul că tu unui cetățean ai retras cetățenia, asta nu înseamnă că el încetează să... Au fost reanimate altele. Au fost reanimate altele. Da, noi avem șansă, noi avem renaștere. Acum vedem, sau trebuie să vedem ce partide au apărut, sau au fost create, sau au fost redenumite în lista partidelor politice care începe cu denumirea O. Sau care are litera O. Și cred că... Care ar juca în denumirea blocurilor electorale. În denumirea electorală. Ei au spus că creează bloc ușor. Și au spus și chiar erau două partide tot create acum recent. Însă Comisia Electorală a spus că nu este posibil. Dar totodată noi trebuie să înțelegem că avem și alți actori ascunși, camuflați. Am vorbit de domnul Ceban, când nu prea este clar cu el. O mai avem pe doamna Irina Vlah, l-avem pe domnul Chicu tot, deși se declară pro-european pe acest segment. Desigur, și înghesuială va fi mare și pe stânga, însă deosebirea dintre stânga și dreapta este că pe stânga șchierului politic există un centru de coordonare a tuturor acestor formațiuni, pentru ca până la urmă rezultatul alegerilor să fie că aceste formațiuni să câștige majoritatea parlamentară în Parlament. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, odinioară partid de guvernământ, ar putea genera surprize la următoarele alegeri? Ce rol ar avea de jucat, dacă ar mai avea de jucat? Imaginea politică, numele politic al președintelui, ex-președintelui Voronin, încă, desigur, mai rezonează pentru un anumit electorat din Republica Moldova sau pentru un anumit număr de cetățeni. Acum este întrebarea dacă domnul Voronin mai are careva relații cu anumite cercuri de la Moscova. Igor Dodon le are, sau cel puțin încearcă să le are. El încearcă să convingă Moscova că mai este o carte de jucat în Republica Moldova, o carte pe care se poți miza. Vladimir Voronin nu cred că mai are anumite contacte cu Moscova, sau dacă le are, le are mai degrabă așa, nu cu cele mai influente persoane și mai degrabă personal. Deci joacă pe cont propriu, cum ar veni. Dacă și are relații cu Moscova, mai degrabă pe contul sau prin intermediul lui Igor Dodon sau prin intermediul Partidului Socialistilor. Sigur că la Moscova se mizează pe Ilan Șor, cu toată paleta lui de formațiuni politice. Probabil se mizează pe Irina Vlah, poate pe domnul Chicu, dar încă nu este clar. Nu exclud că să se mizeze și pe Renato Usată. Și pe stânga și pe centru dreapta, convențional vorbind, au apărut, așa cum spuneam, o serie de proiecte politice noi, printre care pe centru dreapta și Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei al fostului premier Ion Chicu, Liga Orașelor și Comunelor, o formațiune a primarilor din Moldova și așa mai departe. Generalizând, poate, care segment este cel mai bine poziționat la acest moment? Trebuie să luăm în calcul neapărat factorul diasporei. Noi când vorbim despre sondaj, noi nu vorbim despre diaspora. Foarte important este ca diaspora în continuare să rămână motivată. Nu exclud, și am avut chiar voci în diaspora, care s-au arătat dezamăgiți de actualul partid de guvernământ. Este clar că așteptările diasporei de la actualul partid de guvernământ au fost mai mari. Cea mai mare întrebare este dacă PAS va reuși să treacă, să acumuleze de unul singur majoritatea. Este puțin probabil și de aici apare cel mai mare hop, și anume că mai este nevoie de o formațiune pro-europeană. Pentru că PAS vine deja cu un dezavantaj. Ei au promis vremuri bune. Din păcate nu avem, sau cetățenii nu au aceste vremuri bune. Pe lângă PAS ar fi foarte bine, PAS care, uitându-ne la sondaj, atestă o anumită descreștere, ar fi bine să mai fie un alt partid sau câteva partide, un bloc de câteva partide pro-europene care să asiste PAS-ul. Și apropo, faptul că am avea două partide pro-europene la guvernare, pe lângă
anumite contradicții dintre ele, eu sunt sigur că ar duce plus valoare competenței profesionalismului actului guvernare. Acum, între partida pro-rusă și cea pro-europeană, balanța în ce parte înclină? Este complicat de spus. Pe de o parte, dacă să ne uităm la aceleași sondaje credibile, dacă să ne uităm la structura electoratului pe acest criteriu, două treimi se declară pro-europeni, o treime se declară pentru o orientare pro-rusă, să spunem așa. Altceva că acest electorat pro-rus, care este unul mai, de un specific mai patriarhal, este mai organizat, se prezintă la vot, este mai ascultător. Electoratul pro-european totuși este cumva, nu vreau să zic mai capricios, dar cu anumite pretenții mai mari. Și dacă ei, spre exemplu, vor avea o anumită dezamăgire electorală, spre exemplu, în același pas, și totodată nu vor vedea un alt partid pro-european care să reprezinte, iar putea să nu meargă la vot, iar acest lucru, desigur, ar aduce un deserviciu parcursului pro-european. Și aici, da, pe de-a parte, noi avem această superioritate a electoratului pro-european, dar totodată avem și aceste trăsături mai accentuate spre un absenteism acestui tip de electorat. Partidul Liberal-Democrat din Moldova a decis, între altele, acum două luni, la ultimul său congres, să absoarbă Partidul Unității Naționale. De altfel, PLDM a declarat că își propune ca obiectiv major unirea sau reunirea Republicii Moldova cu România. Ce condiții și șanse de consolidare are, în opinia dumneavoastră, Partida Unionistă, printre care se regăsesc și alte formațiuni cândva mai vocale pe acest segment, cum ar fi, de pildă, Partidul Liberal? Paradoxul, și iarăși vorbim de paradoxuri... Numai paradoxuri în politică. Da, în politica noastră este că, dacă să ne uităm aceleși sondaje, unioniștii ar fi între 30, poate chiar 35% din Republica Moldova. În creștere, da. În creștere. Însă ei nu sunt reprezentanți în Parlament. După anul 2014, ei nu mai sunt prezenți ca și formațiune politică sau ca fracțiune parlamentară unionistă declarată. Și de ce spuneam că paradoxul? Că practic până prin 2009 sau până prin 2014, procentajul unioniștilor, uitându-ne în aceleași sondaje, era, cred că, în jur de 10-15%. Acum avem peste 30%, în jur de 30%, dar noi nu avem o formațiune care să treacă pragul electoral și să fie o voce a unioniștilor în legislativul... De această dată PLDM ar putea genera surprize în acest sens? Este greu de spus. În aparență, nu. Dar trebuie să recunoaștem aici experiența politică a lui Vlad Filat. Dumnealui în ultimul timp s-a activizat. Totodată dumnealui a sesizat această lipsă de proiecte unioniste care ar reprezenta electoratul sau care nu are capacitatea să coaguleze acest electorat unionist, care este numeros, să-l coaguleze într-un vot majoritar pentru o anumită formațiune care ar ajunge în Parlament. Avem Partidul Liberal, însă știind istoricul relației fulminante între domnii Filat și Ghimpu, nu știu cum, s-ar regăsi ei într-o singură echipă sau într-o singură corabie. Cu atât mai mult că noi nu cunoaștem care e ce a mai rămas din Partidul Liberal ca și formațiune, ca și structuri teritoriale și așa mai departe. La noi, mișcările unioniste au fost compromise de Vladimir Plahotniuc. Chiar același Partid Liberal și domnul Ghimpu au fost compromise de Plahotniuc, și anume susținerea acestuia în 2015. De aici se trage sfârșitul Partidului Liberal ca și formațiune influentă pe mișcare sau în viața politică moldovenească. O serie de lideri s-au compromis sub o formă sau altă, colaborând sau cochetând cu Plahotniuc. Se observă o activizare a partidelor care au fost conectate sau asociate cu diversi oligarhi. Fostul PDM al lui Vlad Plahotniuc s-a transformat în Partidul Social Democrat European, care ar avea, cum se consideră, conexiuni politice destul de puternice la București. A apărut de curând și o formațiune nouă, Respect Moldova, creată de un fost fruntaș democrat.
În ce măsură asemenea partide pot dicta jocul în rezultatele electorale, în facerea și desfacerea viitoarelor alianțe, fie că vorbim de cele locale sau parlamentare? Întrebarea este cât de mult Vlad Plahotniuc mai influențează anumite procese politice din Republica Moldova. Acum noi suntem siguri că el joacă împreună cu Ilan Șor. Dacă să ne uităm la noul partid, Partidul Șansa, a trecut în sediul care cândva îl ocupa Partidul Democrat, renumitul sediu despre care s-a vorbit foarte, foarte mult. Juridic, Șansa este înregistrat la Bălți, din câte mi-amintesc. Da, dar sediul îl are aici, prin centrul Chișinăului. Altceva că tot mai nouă serie de televiziuni care sunt considerate că politic ar fi afiliate lui Ilan Șor, au trecut în sediul fostului Holding, da, exact, care aparținul lui Vladimir Plahotniuc. Este clar că Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc sunt mână în mână. Plahotniuc, după ce a fost introdus alături de Ilan Șor în lista persoanelor non grata de către Trezoreria Statelor Unite, într-un interviu a spus că el va reveni prin oameni și așa mai departe. Sunt sigur că el mai încearcă să coordoneze, să țese alte proiecte politice, care sunt, că este respect, că nu este respect al lui domnului Nichiforciuc. Domnul Nichiforciuc a declarat că nu, dar poate fi o declarație politehnologică, bine calculată și cântărită. Și acum 2 luni, omul de afaceri, Vyacheslav Platon, care s-ar fi găsit refugiu în Londra, a anunțat despre revenirea sa în politica moldoveană. Se împlinește în curând 1 an de când Vlad Plahotniuc, dat în căutare de autoritățile moldovene, a anunțat și el de la distanță despre revenirea sa în politică. Și ne amintim aici de o promisiune a domnului Plahotniuc adresată cu puțin timp înainte de debarcarea sa, adresată rivalilor săi politici, adică actualei guvernări, care spunea: nu vă las eu de da, capul vostru. Voi avea eu grijă de voi, așa, într-un stil mai degrabă din lumea criminală decât din zona politică sau din zona formală, instituțională. Deci dar politică de la distanță, un soi de know-how moldovean. Domnule Tăbârță, de fapt, ce spun, ce sugerează aceste anunțuri? Că vechiul sistem nu a cedat. De fapt, aici nu e nimic nou sub soare, dacă să ne uităm în istorie. Ne aducem aminte acele lupte pentru tron în istoria țării Moldovei și numai Moldovei, aceleși valahii, cum diferiți boierii, când schimba domnitorul, fugeau peste hotare, că prin Polonia, că Imperiul Otoman sau prin Transilvania, că ulterior și din exil trăgeau sforile și adunau echipe ca să vină, mă, că atunci și politic, dar se războiau prin cu sabia și cu, sau militar. Cam același fenomen îl avem. Încă nu-i clar ce proiect va susține domnul Platon. Ei nici pe departe nu sunt prieteni cu Plahotniuc. Plahotniuc l-a băgat în închisoare, l-a tratat cum l-a tratat. Însă în momentul dat, interesele lui Plahotniuc, lui Platon, lui Șor, lui Andronache este să dea jos actuala guvernare. Pentru că această guvernare nu le este lor tuturor comodă. Scopul lor este acum să dea jos actualul partid guvernământ sau să nu mai avem guvernări pro-europene, reformiste, care să ducă Republica Moldova pe parcursul european, dar dimpotrivă să avem o guvernare care să mențină Republica Moldova în zona gri. Și chiar dacă ei fizic nu se află în Republica Moldova, ar putea influența în mare măsură aceste procese. Da, și aici avem rezistența sistemului. Ei acționează prin anumiți intermediari. Domnule Tăbârță, fostul premier Vlad Filat a devenit foarte vizibil mediatic, așa cum ați spus mai sus, după ce recent a fost reales lider al PLDM-ului. Despre Vlad Filat se spunea că a fost ostracizat în 2015 de rivalul său Vlad Plahotniuc și unul și altul au anunțat pe rând că revin în politică. Să însemne oare această revenire că cetățenii ar putea asista la o nouă confruntare între cei doi vlazi? Va fi complicat să ajungă la nivelul care a fost în perioada anilor 2009-2015. Dar anumite trăsăturile sunt comune și atunci și acum. Domnul Vlad Filat o face în mod deschis, cum și-a făcut-o tot timpul.
cât a fost în politica moldovenească. Domnul Plahotniuc o face iarăși undeva din subteran, undeva ascuns, cum a făcut-o, de fapt, tot timpul. Nu cred că ei deja vor mai avea puterea pe care a avut-o. Pentru că Vlad Filat a fost acel polițian din Republica Moldova pe care a mizat electoratul pro-european. Acum nu cred că mai este posibil ca electoratul pro-european să mizeze pe Vlad Filat. Electoratul pro-european are alți polițieni, cum ar fi în momentul dat Maia Sandu. Trebuie să spunem că anume PAS-ul s-a plasat pe acel segment al electoratului care cândva a fost a PLDM-ului. Vom vedea dacă îi va reuși PLDM-ului să ocupe segmentul unionist. Oricum, influența PLDM-ului și a lui Vlad Filat este greu de crezut că va ajunge la nivelul care a fost cândva. Vlad Plahotniuc, singur, nu cred că va mai reuși. El acum acționează în grup. Dacă până a plecat din Republica Moldova, el practic acționa solitar, el a crescut în umbra lui Voronin, ca după 2009 să fie în frunte la ceea ce numim noi partida oligarhică din Republica Moldova, care era în subteran. Această partidă a fost și până în 2009, însă ea era subordonată politicului, cu interese economice, era subordonată politicului. Uh-huh. După 2009, practic, economica subordonată politică, sau lucrurile s-au inversat. Nu cred că ei pot să mai ajungă vreodată la acea influență pe care a avut-o. Am avut acea dispută pierdută de Vlad Filat și, de fapt, aici și-a arătat cât de mult a căzut sau decăzut statul nostru, când în rivalitatea dintre doi polițieni, unul a ieșit învingător folosind instituțiile statului. Și pe baza aceasta, din 2015 până în 2019, a avut controlul politic total în Republica Moldova. Printre lucrurile care îngrijorează cel mai mult omul în Republica Moldova, potrivit ultimului sondaj de opinie, cel puțin războiul în regiune este abia pe locul 4, după prețuri, sărăcie și viitorul copiilor. Ce forțe politice favorizează o astfel de percepție? Forțele politice de stânga și forțele politice populiste. Dacă să ne uităm la sursele mediatice ale acelui partid șor, de regulă, agenda politică este puțin prezentă, de fapt este prezentă, dar prezentă în abatină, în guvernare. Agenda pro-europeană mai puțin sau la fel cu tentă critică asupra partidului de guvernământ. În schimb, există pe larg agenda social-economică. Prețul la gaze, prețurile înalte la diferite servicii, că n-au fost indexate și așa mai departe. De fapt, partidele de stânga tot timpul au mers pe această agendă social-economică, poziționarea lor pentru electorat, fiind de genul că pe noi nu ne interesează geopolitica, noi nu suntem pentru stânga, nu suntem pentru dreapta, noi suntem pentru cetățeni. Și de fapt, asta este și principalele subiecte pe agenda lui Elan Șor, dar de fapt este agenda și altor partide preponderent de stânga. Partidul Socialiștilor, da, noi știm politica lor prorusă, însă oricum accentuează aceste subiecte. Același Ion Chicu exact pe acest tip de agenda merge. La sigur că aceste subiecte nu avantajează actualul partid de guvernământ, că partidul guvernământ, da, a reușit să mențină Republica Moldova prin albia stabilității în toamna, iarna anului trecut, care a fost una complicată, prin acele compensații, dar totodată partidul de guvernământ nu a reușit să aducă o creștere calitativă a nivelului de trai al cetățenilor. Și de aici această reflectare în sondaj. În Republica Moldova sunt deja înregistrate 62 de formațiuni politice. Este mult sau puțin pentru Republica Moldova? Dacă să ne referim la procesul democratic, este bine că avem dreptul la liberă asociere. Însă noi înțelegem că, de fapt, active, funcționale sau partide politice reale, nu ștampile, sunt vreo 10-15. Tot timpul cam așa a fost. Restul sunt partide doar înscrise, unele au fost cândva activi și acum li s-au terminat banii, nu mai avem popularitatea liderilor politici și sunt mai mult nominale, altele trebuie să spunem sunt invenții politehnologice sau sunt actori politici folosiți în calitate de spoiler într-un anumit
context concret sau pentru un anumit exercițiu electoral. Ultimul sondaj, barometrul opiniei publice al Institutului de Politici Publice, rezultatele căruia au fost prezentate la 4 septembrie, arată că partidele politice din Republica Moldova se află la coada clasamentului privind încrederea cetățenilor. Tradițional, pe primele poziții se situează biserica, primăria și presa. Același sondaj mai arată că un sfert din populația țării este interesată de politică, în timp ce 19% dintre cei chestionați au spus că nu interesează deloc politica, iar 59% au afirmat că sunt interesați într-o măsură mică. Probabil ar trebui să se îmble puțin la legislația partidilor politice, și anume, odată la 5 ani, această formațiune sau liderii acestei formațiuni să treacă iarăși o anumită procedură juridică să demonstreze că, de fapt, este o formațiune politică activă și nu este doar o simplă ștampilă juridică. Unele partide, de exemplu, în unele scrutine nu acumulează ca număr de voturi nici numărul declarat al membrilor de partid. Exact. Și, de fapt, a fost cândva o inițiativă că dacă un anumit partid politic nu participă la două scrutini electorale, el din nou să treacă această procedură de reînregistrare sau reconfirmare, mai exact spus, de confirmare juridică la Agenția Servicii Publice, înainte era Ministerul Justiției. Pentru că noi înțelegem că, de fapt, o serie de partide politice sunt partide politice moarte. Nu funcționează și cred că aici pentru nu avea această confuzie, dar nu că aveam confuzie, că ele oricum nu participă, dar pur și simplu aceste partide să nu fie cumpărate. Unele s-au schimbat denumirea pentru că au trecut prin anumite procese, dar altele pur și simplu au fost cumpărate și avem mai multe exemple, nu aș vrea să dau nume acum concrete pentru că nu am dovezi, însă se vehula că Polceanu X a cumpărat de la Polceanu Y sau a preluat cumpărând formațiunea cu 10.000 de dolari sau 20.000 de dolari și ele stau aceste partide politice undeva moarte, inactivi, liderii acestui partid așteaptă ca cineva sub o anumită formă sau alta să le preia fiind folosite în anumite contexte electorale. Ion Tăbârță, mulțumesc pentru această discuție. Cu plăcere. Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Pentru a crește vizibilitatea produselor noastre, vă invit să le apreciați, să comentați și să le distribuiți. Eu sunt Eugen Urșciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.